Zeci de tineri au participat astăzi la Ziua Națională Fără Tutun pentru a marca astfel lupta antifumat. Evenimentul, organizat de Direcția de Sănătate Publică, a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar din Deva. Participanții au fost informați cu privire la riscurile generate de consumul de tutun, creșterea numărului de persoane care se apucă de fumat, precum și protecția față de expunerea la fumul de tutun. Studiile arată că procentul de tineri care fumează este ridicat și numărul celor care cer protejarea copiilor și tinerilor de tabagism este din ce în ce mai mare. Mi se pare o campanie foarte importantă, deoarece în ziua de azi foarte multă lume fumează și cheltuie banii degeaba. Din punctul meu de vedere, țigările ar trebui desființate sau să se facă ceva în legătură cu asta, pentru că nu ajută la nimic țigările, adică doar îți distruge plămânii și îți cheltuie toți banii, nimic mai mult. Tu fumezi? Nu fumez și nici n-aș încerca vreodată să fumez, pentru că țigările sunt un viciu și dacă odată ce te apuci de ele, nu o să mai scap niciodată, fără ajutor, bineînțeles. Ce părere ai despre Ziua Națională Fără Tutun? Mie nu mi se pare una ok. Mulți fumează, e un viciu, distracție pentru mulți. Și atunci de ce ai venit aici? Din curiozitate, sincer. Chiar din curiozitate am venit. Fumezi? Da, de 7 ani. Și-ți place? Da, mă liniștește. Nu te-ai gândit niciodată să te lași? M-am gândit de vreo 1 milion de ori și zic că de azi mai fumez și mă las și nu reușesc. Nu știu, n-am voință. Și nici nu vreau, sincer, mie îmi place. Nu mi se pare ceva ciudat. Scopul acestei campanii este reducerea prevalenței fumatului în rândul tinerilor prin promovarea unui stil de viață fără tutun și conștientizarea populației generale cu privire la efectele nocive ale fumatului. Trebuie să spunem tinerei generații și întregii populație despre faptul că nicotina care este conținută în fumul de țigară este o substanță care dă dependență, deci țigara este un drog legal și apar foarte multe boli la persoanele care sunt fumătoare. Boli legate în principal de aparatul respirator, dar și boli ale aparatului cardiovascular, boli ale aparatului digestiv, dar și efecte asupra tegumentului, dinților și a cavității bucale. Pe primul loc se situează cancerul bronhopulmonar, care în 95% din cazuri apare la fumători. Potrivit Societății de Pneumologie, în România se fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de țigări, iar aproximativ 85% dintre pacienții cu cancer bronhopulmonar sunt fumători.